Ceșcovici și o minge care ajunge la Teciucas. Nu cere timeout Mandici, cu echipa lui condus 8-0. Ivanovici în duelul cu Bozovic, combina cei doi pivoți ai de 35 de ani. SCM-ul Craiova, a doua reușită de afară și pentru lituanianul Peciucas, frumoasă. Otovici pe un nou pozițional al Craiovei, frumos. A fost prima reușită pentru pivotul nou, schema declanșată de Sinadinovici, care de data aceasta se duce încă o ratare a gazdelor, Bureau. Frumos și asistul, încă o minge pierdută de băieții lui Srećko Sekulović, Krstanović, care se află acum la linia aruncărilor, Ceșcović. A apucat mureșeni care se fac din ce în ce mai mult auziți aici în jungla din lituanianul cu prima greșeală personală. Iată aici un culoar imens de pe Baro cu trei recuperări. Sinadinovici. Emil pentru a treia reușită de... A intrat cu numărul 10 la oaspeți Șoboci în locul lui Bozovici. Încă o reușită a gazdelor. Se duce foarte bine aici. Pe Cemureș așadar pe pozițiile 4-5 cu... blocat, aruncare Zofi Krstanović. O minge câștigată acum de Bureau. Și iată un nou capac. Minge acum mingea pe contraatac Bozniak. Noua achiziție. Două lungimi Craiova. Bozovici. Din nou Dragoș Andrei. Ivanović, Ceșcović. Foarte frumoasă. Din nou. Usman Baro. O așezare defensivă. Are probleme în duelul cu Baro. Asta este evident. Acum și poate trece din nou în față. Otović era departe de inel. Otović pare de neoprit în această repriză. Foarte bine apărat acolo. Se duce pe mâna dreaptă. Începe sfertul decisiv. De la distanță, iar din tribune se aud murmure de nemulțumire. Krstanović, spațiu de manevră în post-up. Încă un atac irosit de Craiova. Peciucas, Krstanović pentru Otović. Acest capitol nu mai merge atât de bine ca în prima repriză. Îndemnat de Ivan Ivanović să stea mai aproape de Otović. Ajunge mingea la Bozniak. Din nou duelul dintre Sinadinović și Otović. Se desprinde. Extraordinară încercarea de capcană a Mureșului Peciucas acum. Sinadinović împinge mingea în atac. Ceșcović nu mai stă acum foarte mult pe gânduri. Se duce la 5 lungimi Mureșul. Sinadinović lăsat.